de acolo, de la sector. Acestea fiind spuse, domnul Matei, ce, Doamne iartă, mă faceți acolo la PSD, că deja domnul Ciolacu a anunțat că nu există, deja domnul Ciolacu a anunțat de două luni că nu există această variantă cu Mircea Joană independent candidat din partea PSD-ului. E posibil să se refacă această, să se replieze această soluție, deși domnul Ciolacu s-a pronunțat împotriva ei, râdea în hohote când a auzit? Nu este posibil un astfel de scenariu. Partidul Social Democrat își va nominaliza candidatul pentru prezidențiale din interiorul partidului. Pe istoricul partidului scoate în evidență următorul aspect. Președintele partidului candidează și pentru alegerile prezidențiale. Deci în acest moment singurul scenariu plauzibil este Marcel Ciolacu candidat la prezidențiale din partea Partidului Social Democrat. Multe discuții în perioadă. Domnul Matei, dar pe de altă parte, dacă faceți apel la tradiție, haideți să relatăm tradiția până la capăt. Tot tradițional, candidatul PSD, președintele partidului, pierde alegerile prezidențiale. Păi poate de el și trimis acolo. Asta e motivul? Îi faceți schema, îi faceți manevra, firea și lui Ciolacu la prezidenție? Mă rog. În contextul pe care îl prezentați dumneavoastră, realitatea așa este. Totdeauna Partidul Social Democrat a pierdut alegerile prezidențiale. Dar în actualul context, văzând ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale, trendul este acela că avem prima șansă în a câștiga alegerile prezidențiale. Păi dar mereu ați avut cel mai bun scor. Nu, asta e tot tradițional, aveați prima șansă. Nimic nou. Ponta avea prima șansă. Nu. Mă rog, asta este ceea ce avem astăzi. Dar de ce nu-l vreți pe Joană, totuși? Haideți să mergem pe varianta asta, că nu are ce, mai rău de atât ce poate fi. Că nu e în PSD, ăsta e motivul? Doar se înscrie, dacă chiar vreți neapărat. Acum, dacă chiar își dorește foarte mult să candideze din partea Partidului Social Democrat, o poate face să se înscrie în Partidul Social Democrat, la o organizație de sector, la organizația Municipiului București. Deci îl trimite și la... Acolo. Să lipească afișe 5-6 ani, după aia vedem. Poate îl facem vicepreședinte de filială locală. Ăsta e traseu. Cum credeți, dumneavoastră? Credeți că n-am lipit afișe? E și înalt. Deci l-aș folosi pe Joana. Poate să le lipească sus, adică l-am văzut că e înalt. Deci să facă, să treacă pe la organizații, pe la câți ani are? Că îl puneți la organizația de pensionari. Să nu sărim etapele. Domnul...